Cumpără FIFA Coins la un preț corect doar pe fifacoin.com și nu uita să folosești codul CATA pentru o reducere topor. Linkul îl găsești în descriere. Toată vremea șansi la primul episod EAFC24, echipe de început. În alba ce seria, nu uitați să le și eu un like. E foarte important să vă abonați și legendar de important, dacă n-ați făcut deja, să dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de planetă, să folosiți codul de reducere CATAXPG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, reducere în momentul ăsta și bineînțeles iPhone 15 pe stoc, bine, pe stoc, adică la precomandă. Jocul este pe G2A, dacă aveți nevoie de FIFA Coins, pe fifacoin.com folosim codul de reducere CATA pe Fortnite Shop și bineînțeles dacă aveți nevoie și de FIFA Points, mă contactați pe Instagram la un preț mult mai mic decât cel de pe store. Hai să ne apucăm de treabă. Bun, o să începem cu Nenea Portar. După părerea mea, asta o să fie una dintre cele mai bune echipe ieftine, adică undeva până în 25.000 de coin și a zice că o să coste. Evident, prețurile nu s-au afișat undeva, deci nu avem de unde să știm 100% sigur, dar din jucători cu rating mic și pana mea, adică îi folosești maxim 2-3 săptămâni, nu mă aștept să coste mai mult de 4-5K echipei și restul pe acolo un K, 2K, ceva în genul. Să începem cu Nenea Portar. Portarul nu contează în FIFA de ani de zile, deci nu prea contează ce bagi, îl bagi pentru chemistry mare parte, dar o să începem cu un jucător care cândva era promițător, Nenea Mendy. Fost jucător de la Chelsea. Și încă o chestie. Există câțiva jucători care am văzut că nu au updatată echipa, de exemplu Colomani la PSG și încă apare pe Footbin că ar fi la, nu mai știu, ceva echipă de prin Nemția. N-am ce să fac la genul ăla de jucători, o să-i pun oricum în echipe, dar o să precizez atunci că ei joacă la altă echipă și de fapt stau în full cam când aici pe Footbin arată că stau în 1 sau în 2 cam. Bun, Nenea Mendy. Cum am zis, portarii nu prea contează, deci orice alt portar care vă ajută cu chemistry în genul ăsta de echipă, merge. Oricum nu face nimeni nimic. Bun, center back-ul. Bun, primul jucător, ăsta s-ar putea să coste un pic mai mult, Ibanez. Fiind și brazilian cu 85 pace și defensivă cât de cât ok, din nou, poate să fie 2K, poate să fie 5K, dacă o să fie cumva extraordinar de meta și extraordinar de bun, poate să fie chiar 10K. Eu mă aștept să fie undeva până în 5.000 de coins jucând în Saudi League. Al doilea, center back. O să fie Pot Klosterman, eu la asta mă gândeam, dar există mai multe variante pe Nemția. Momentan o să-l pun pe Nea Klosterman. Mai sp acolo, stai să-i m-am pus unul pe bancă, n-am pus niciunul pe bancă, dar există mai multe variante tot în genul ăsta cu 81 de pace. Nu știu ce să zic de Nenea Klosterman, dacă o să coste sau nu mult. În teorie, fiind un card de 79 rating, în maxim 2-3 săptămâni cardurile astea devin absolut fodder, merg la 700-800 de coins, maxim a zice că o să fie 2K maxim, dar din nou, asta așteptăm și vedem cum o să fie prețurile. Left back și right back, din nou nu sunt foarte multe variante. Avem, am pe bancă, l-am pus, da. Grimaldo, după părerea mea, ar fi cea mai bună variantă, dar fiind 84 rating s-ar putea să coste un pic mai mult. Așa că, bine, și Nenea Rom, nu știu cum îl cheamă pe ăsta, dar hai cu low. Aici am ales Roussillon. Dar, din nou, aveți și varianta cu Roim sau Rom, cum îl cheamă, Grimaldo. Chiar și Alex Teyes. Nenea asta ar trebui să fie cât de cât ok. Pace decent. Și ăsta e destul de ok ca înălțime pentru bandă. Are intercepțiile decente. Defensive awareness merge. Pace-ul e ok. Let's go time. Pe partea asta practic o să fie un jucător oarecum de umplutură ca să ne ajute cu chemistry. Nenea Juranovic. Și ăsta are pace ok, evident defensivă cam din părți, dacă cam așa e la început de joc, poate asta e chiar una din părțile interesante, pace-ul e bun, faptul că are și high cu high din nou o să ajute bănuiesc, 4 weak foot, super ok pe partea asta de agility și balance, defensiva cum am zis, n-ai ce face Nenea, de unde e atâta bănet, și ăsta mă aștept să coste undeva până în 1000 de coins, bun, CDM-urile, și aici există variante mult mai bune decât ce o să bag eu, de exemplu la MR am vrut să-l pun în echipă, dar 83 rating, evident că o să fie un pic mai scump și nici nu arată rău cardul. Dacă stai și uiți bine, are și accelerație, destul de înalt,
3-3, asta nu prea contează la început. Dar partea asta de defensivă, cred că o să conteze destul de mult, care și defensive awareness și are și intercepții blăniță, care și 90 stamina. Deci probabil că multă lume o să le aleagă, așa că l-am pus ca și variantă de rezervă. În cazul în care e ieftin, îl băgăm în echipă, dacă nu, asta este salpa. Și avem Emre Can, Can, Jackie Chan, opa, Nenea Can, unde ești Nenea, din nou 83 rating, poate o să conteze asta, poate nu o să conteze un VA, și ăsta arată destul de bine, dar mi se pare că e mai slab decât Laimer, pe lângă asta n-are nici accelerație, deci nu mă aștept să meargă lumea pe varianta asta la rupere, ceea ce o să-l facă teoretic mai ieftin, dar dacă o să meargă lumea la rupere pe Nenea Can din ceva motiv, evident o să-i crească prețul. Bun, aici Nenea Koch, abar n-am că așa îi se pronunță numele ăsta, Cor, ceva ce-o fi. Fiind 77 rating, din nou mă aștept să-i cadă prețul extrem, extrem de rapid. Cine cumpără, de exemplu, pe Nenea Cor la 5.000 de coins la început de joc? Absolut nimeni, deci mai mult de ăsta, 1.500 de coins n-aș vrea să fie. Ar trebui să fie o variantă cât de cât ok de început. Are și aggression destul de mare, nu știu cât o să conteze asta in-game, dacă are treabă sau nu. Pace-ul e decent, poate un pic cam nașpa cu accelerație, dar are caraci lungi, are intercepții ok. Let's go time, ai venit la echipă. Bun. Aici. Variantă 100% pentru bandă, alergat și atât. Nici măcar pe pase nu e bun, dar ne ajută și cu chemistry și o variantă, cum am zis, după părerea mea, bună la început de joc. Când bugetul este ultra mega limitat. Acum, dacă aveți 100.000 de coins să faceți echipă, nu vă băgați cu lemne din astea, evident. Dar aia o să vină pe parcurs. O să mai fac și mâine și pe mine câteva echipe mai scumpe. Nenea Mikael, care o să ne ajute cu băieții din Saudi League. Cum am zis, 100% bandă, alergat și atât. Nici măcar la pase nu cine știe ce mare sculă Bob. Clar nu dai costa pase lungi. Te duci frumos în care i-ai pus la Gigel, pas în fața porții, vine la ciobănească și caia mai a fost. Are ăsta agility și balance blană, dribbling ok și mă aștept să aibă body type-ul short and lean, ceea ce înseamnă că o să ne ajute extrem de mult pe conexiunea noastră excepțională din România. 3 weak foot, asta este, 4 skill moves decent, aici evident varianta mai scumpă, nu știu cât o să coste, ar fi Nenea Saint Maximin. Dar având 5 skill moves și evident numele, e Maximino, Gucci Style, s-ar putea să coste mai mult. Așa că am pus varianta asta și în cazul în care nu o să fie asta scump, evident dați upgrade la Nenea Mikaelus, Maximus. Bun, aici din nou un jucător decent, dar nu cine știe ce mare sculă Bob. Malcolm, fiind cum am zis, variante de început, ăsta mă aștept să fie maxim 1000 de coins. Card decent, așa per total, dribbling ok, are agility și balance, are și dribbling-ul, nu e nici foarte înalt, 4-3 și ăsta, high cu medium, poate să aibă și ăsta, nici nu știu ce să zic, lean body type, poate average body type, ceva pe acolo, stamina decentă, passing-ul chiar ok, cred că e cel mai bun pe pase din echipă, shot power, să dai niște ciubănești de la distanță și cam atât, dacă ajungi acolo în careu cu 7-7 finishing, în funcție ce dai, dacă Hunter nu știu, poate să coste mult la început. Deci mai probabil ori păsăroi. Chiar și engine ar merge, că îi dă dribbling, pasă și viteză. Asta în funcție cât o să coste chem style-urile. Și acum partea de atac. Dacă jocul o să fie cum a fost în 99% din timp, bazat pe pace, s-ar putea ca Nenea Openda să coste un pic mai mult. Eu mă aștept să fie vreo 5.000 de coins, nu mai mult. Dar dacă o să fie mai mult de 10.000, n-are cum, cred. Și ultimul atacant, evident, ideal ar fi să-l ai pe Nenea Wernerau do Brazil, cel mai mare atacant al perioadei 2004-2003 Machupam, așa. Finishing-ul nu e extraordinar, dar în schimb are positioning și viteză, dar din nou, fiind un card mega folosit la început aproape în orice FIFA, s-ar putea să meargă multă lume pe varianta asta și atunci evident că îi sare prețul în aer. Și atunci ne ducem ca niște români adevărați în stilul topor. Variantă ultra mega ieftină, vorba românului, ieftin și bun. 4-4,
Ăsta, dacă bine ți minte, avea limba de type în FIFA 23, cred, parcă așa ți minte că am văzut. Dacă nu, oricum, ar trebui să fie cât de cât ok, nu e nici foarte înalt, are destul de ok dribbling, agility, balance. 91 stamina, 2 cu alergare toti. Ăsta poate fi o variantă și pentru bandă, în cazul în care aveți, nu știu, altă variantă pe aici cu RM sau LM și vreți să faceți switch-ul in-game. 4 cu 4, cum am zis, nu cred că are ceva playstyle, nu? Dacă îi dai la asta un Hunter, unde ești nenia, eu zic că arată chiar ok. Acum, variantele astea de pe aici, prin Pong, din nou, 83 rating și din ce m-am uitat, nu cred că există un right back în Nemția mai mult pe zi decât nenea prin Pong, deci s-ar putea să coste un pic mai mult. Dar dacă vi-l permiteți, merge și aici și le-a frumos. Nu știu cu ce jucător, parcă al portar sau cu antrenorul stătea full cam. Cred că cu alt portar și după aia cu antrenor. Oricum, se poate lucra la partea asta. Ce mai era oare pe aici? Și cam astea ar fi practic variantele. Becker, în cazul în care, să zicem, că o pen dai super scump, îl bagi pe nenea Becker. Poate dacă o să fie, m-am zis, varianta cu Grimaldo în loc la Roussillon sau chiar Alex telefonul, atunci poți să bagi aici un portar care să-l ajute și pe nenea Zomping. Cu portarul ăsta, cum am zis, la început oricum nu contează tare mult portarul, stă și nenea Becker full cam și atunci poți să bagi aici un Ten Hag și stă și nenea Frimpong. Dar, cum am zis, la Frimpong mă aștept să coste un pic mai mult, fiind cam singurul right back relevant din Nemția. Cam să văd și episodul, asta e varianta mea de echipă de start, cu asta o să încep și eu în cazul în care nu prind ceva super blană din 120.000 de FIFA points. Și vedem ce o să fie. Lăsați și voi în comentarii dacă aveți sugestii pentru echipa asta sau o echipă mai bună de început, de atât îi ajuta și pe ceilalți. Și ne auzim mâine cu un nou episod, cu o nouă echipă un pic mai blăniță. Aveți o super faină în continuare. Salutare, salutare!